Curtea Constituțională a respins astăzi o nouă excepție de constituționalitate pe legea privind modificarea legii referendumului. Credeți că aceasta va fi ultima? Adică vor mai fi ridicate excepții sau de acum înainte toate lucrurile vor merge? Nu văd, din moment ce Curtea Constituțională s-a pronunțat de mai multe ori pe această speță a legii referendumului, nu văd de ce ar mai fi atacată în condițiile în care e clar că trebuie să respectăm Curtea Constituțională, nu există o instanță de recurs pentru această decizie și cred că trebuie să intrăm într-o procedură de normalitate în care să acceptăm o decizie care a fost dată de Curtea Constituțională în cunoștință de cauză. Eu, ca politician, nu-mi permit să comentez deciziile Curții Constituționale, ele sunt obligatorii și executorii, ca să spun așa, din momentul în care au fost date. O să vedem motivarea, evident, se poate discuta pe baza motivării când o vom avea, dar, ca principiu, consider că acest proces este încheiat și inițiativa cetățenească trebuie să-și urmeze cursul. Așa cum am mai spus în repetate rânduri, nu este rolul Parlamentului, nu este rolul niciunui politician să se interpună în circuitul acestei legislative, care este una cetățenească, trebuie să rămână pur cetățenească și vreau să condamn aici cu foarte mare fermitate încercările de a politiza această inițiativă. Mi se par absolut anormale aceste tendințe de a confisca această temă și această inițiativă cetățenească. Cine încearcă să confisce? Foarte concret, PSD, iată, a anunțat că va organiza acel meeting, mega meeting în București pentru apărarea familiei tradiționale, ceea ce, pe lângă faptul că confiscă o inițiativă cetățenească, mai face un joc extrem de perfid și anume distrage, deci PSD a folosit luni de zile, a tras de timp, PSD-ALDE avea majoritatea necesară să facă această, să aibă loc votul la Senat, măcar, dacă nu chiar să se ajungă la referendum. Totuși au tras de timp și au folosit această inițiativă cetățenească, a ajuns să fie folosită ca un fel de paravan pentru a distrage atenția opiniei publice de la alte probleme cu care se confruntă guvernarea PSD. Vă dau doar câteva exemple. Despre pilonul de pensii, pilonul 2, care se discută naționalizarea, despre problemele legate de scăderea salariilor în sănătate. Deci toate aceste probleme, când apăreau probleme pentru guvernarea PSD-ALDE, PSD-ALDE ce făcea? Scotea pe tapet această temă care ca un fel de sperietoare. Ori acest lucru nu este normal. Această temă trebuie să aparțină în continuare cetățenilor, să rămână o inițiativă cetățenească, iar domnii Dragnea și Tăriceanu, care se pretind a fi mari apărători ai familiei tradiționale, sunt de fapt autorii unui joc foarte perfid, pentru că PSD are majoritatea covârșitoare necesară pentru a face acest demers și nu l-au făcut. Iată că au tras de timp și au folosit ca o distragere a atenției și ca o sperietoare. Mai mult decât atât, domnii Tăriceanu și Dragnea, care se dau mari familii și apărătorii familiei tradiționale, în realitate nu sunt acest lucru, fapt dovedit de multipla lor experiență în căsnicii, nu o să intru în detalii. De asemenea, este dovedit faptul că la nivel european, PSD, europarlamentarii PSD-ALDE, votează, deci în țară sunt mari iubitori ai familiei tradiționale, la Bruxelles apără și votează rapoarte progresiste gen Estrela și Lunacek. Dacă lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră și e un joc perfid, ce vă face să credeți că el va înceta acum? Deci că lucrurile vor intra pe făgașul normal? Dumneavoastră înregistrați sau? Nu, vreau să bun. Deci dacă lucrurile stau așa cum spuneți noastră și anume că e un joc perfid al puterii politice, ce vă face să credeți că acest joc se va încheia acum? Jocul ăsta nu poate să continue la nesfârșit. E clar că la un moment dat nu poți să mai tragi de timp, nu mai poți. Procedurile, atâtea cât au fost ele, au fost epuizate, Curtea Constituțională s-a pronunțat, deci de aici lucrurile sunt foarte clare, nu mai avem ce să comentăm unii sau alții, lucrurile merg mai departe și nu cred că este normal ca, indiferent de inițiativă cetățenească, aceasta să fie confiscată de un partid sau altul, indiferent care ar fi el. Deci, vă spun foarte clar, aceste inițiative cetățenești sunt utile, sunt niște exerciții civice necesare, România n-a avut astfel de inițiative, ele sunt de încurajat, nu sunt de blamat și susțin, iată avem
mai multe inițiative legislative între timp, avem și inițiativa fără penal în funcții publice, toate aceste inițiative cetățenești încurajează practic participarea nu doar odată la 4 ani, ci participarea mai deasă. Ceea ce este un lucru, spun eu, extrem de salutar pentru democrația din România. Din ce știți, la Senat, câți senatori USR vor vota inițiativa cetățenească? Nu pot să vă dau un răspuns pentru că nu știu, concret. Mulțumesc frumos!